4-5 дней назад появились первые трещины, маленькие, мелкие. Никто на это не обратил внимания, но некоторые люди поставили закладочки, поставили и увидели, что эта трещина каждым днем становится больше. После того, это уже вчера было вечером, начал дом именно трещать. Трещать начал, люди все в панике. Ieri seara la ora 21:20 la Otaci s-a surpat o clădire de la al nouălea nivel până la primul. Nimeni nu a avut de suferit. 46 de oameni, inclusiv 11 copii, au fost evacuați de salvatori înainte de prăbușirea blocului, care se află pe strada Prieteniei numărul 153 din Otaci. Astăzi, în jurul orei 7, a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale la Otaci, unde s-a luat decizia de a iniția celula de criză pentru gestionarea acțiunilor. Comisia a restricționat accesul la construcția avariată pentru a nu pune în pericol viața oamenilor, se menționează într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Zona va fi securizată de organele de drept, iar la fața locului se va afla permanent ambulanța medicală. Perimetrul din preajma construcției avariate va fi defrișat, iar terenul va fi pregătit pentru demolare. 45 de oameni din cei evacuați au mers la rude, iar o persoană a fost cazată de autorități în incinta liceului Mihai Eminescu din orașul Otaci. Când nu avem concluzia experților în construcții, deci nimeni nu pătrunde în cabinet. Celula de criză, deci va lucra la prima etapă non-stop, deci ne aflăm aici atâta timp cât asta trebuiască, cu o comunicare periodică, deci ca să vedem de ce mai avem nevoie și ce măsuri urmează să devine mai departe. Primele ipoteze ale cauzei surpării sunt lucrările necalitative de construcție sau apa acumulată la subsolul blocului după ploile din ultima perioadă, care ar fi putut afecta fundamentul clădirii. Tuvimos otra hace un año y medio, una cosa así, que fueron 12, pero son de las mayores. No es tan habitual encontrar. 10 tone de droguri transportate pe o navă înregistrată în Republica Moldova au fost confiscate la sud-est de orașul spaniol Cartagena. Toți cei 8 membri ai echipajului sunt din Ucraina și au fost arestați pe loc. Vasul a ajuns în vizorul autorităților spaniole încă acum jumătate de an, iar de atunci a fost demarată operațiunea de reținere. Polițiștii au descoperit 350 de baloturi de hașiș în valoare de 15 milioane de euro. Agenția Navală din Republica Moldova a menționat pentru un comunicat de presă că statul pavilion nu duce răspundere pentru activitatea comercială a proprietarilor de nave. Respectiv, Moldova nu riscă sancțiuni pe plan internațional în urma acestui caz. Deși țara noastră nu are deschidere la mare, sub pavilionul moldovenesc sunt înregistrate 320 de nave. Dar v-ați întâlnit vreodată cu domnul Vlad Plahotniuc mai cu seamă în afara procuraturii? Da, m-am întâlnit. Unde? Și de ce? În legătură cu comitetele sau, să-i spun eu, forumurile care au fost organizate în vederea organizării activității statului. Țineți. N-am înțeles. Domnul Plahotniuc, de mai mulți ani nu mai deține o funcție publică, de asta vă întreb în ce calitate dumnealui participa la evenimentele în care erați? Participa în calitate, probabil, ca reprezentant a Partidului Democrat. Și ați discutat cu dumnealui sau pur și simplu erați la aceleași evenimente? Eram și am discutat, inclusiv și am discutat. Doamna Bețișor, vi se subordona ierarhic în cadrul instituției sau nu? Da, noi am avut anumite deficiențe ce ține de subordonare. De ce ordin? De ordin, ea este procuror, este conducător. Ea dar ea nu trebuie atribuții. Să vii subordoneți sau cum? Se subordona în conformitate cu prevederile codului procedurii. Ați spus că existau niște deficiențe. Existau anumite perindere, ori existau anumite deficiențe, cei ce țin de comunicare. Per ansamblu, da, se subordona. Dumneavoastră vreodată i-ați atras atenția la anumite lucruri de genul ăsta? Ca să înțelegeți, dosarele erau foarte voluminoase. Dacă eu intram în esență și începeam a studia de la până la contrapune, atunci asta din nou avea să tergiverseze expedierea lor în instanța judecată sau de altă natură. Importante, dacă afectau erau imaginea importante, procuraturii. În măsura în care am considerat că este admisibil pentru a expedia în instanța judecată. Vorbesc de dosarul Șor, vorbesc de dosarul Platon. Asta. Ești și o mamă eroină pentru că ai născut, v-ați pornit la drum 4 și acum sunteți 6. Doi dintre copilașii voștri ați născut chiar în rulotă.
Fiind... Sofie nu s-a născut în rulotă, s-a născut pe drum într-adevăr, dar eram, nu aveam rulotă atunci. S-a născut, eram cazată la hotelul Mănăstirii Sfânta Elena de la Mare din Costinești, așa, în momentul ăla, și am născut-o în camera de hotel. Asta n-am știut. Și la fel, Dana a fost alături de tine? Da, păi era, la ea a fost urgență, pentru că avea cordonul de 3 ori în jurul gâtului, n-am mai apucat nici să sune la salvare. Am născut instant, deci cum am ridicat din pas, plecăm la clinică. Am născut-o și și-a dat seama, era deja vânătă, capul era vânăt, și-a dat seama, i-a dat cordonul la o parte, i-a făcut puțin masaj și și-a revenit, a fost ok. Iar la el deja știam ce urmează, fusese prezent la gemene. Dar ce spunea instinctul tău de mamă? Da, ne-a șocat că e băiat, nu știam că e băiat. N-ai făcut nicio ecografie? Nu, am vrut să fie întotdeauna, și când le-am avut pe gemene în burtică, eu am avut ideea asta să nasc natural. Pentru că am zis, așa cum au născut bunici, străbunici de ale noastre, 2-3 în fân, da, nu într-o clinică, eu ce am să nu nasc? Adică sunt tot femeie, tot, doar că trăiesc într-o lume modernă, nu mai pot să nasc natural. Și în București toți medicii îmi spuneau că nu pot să nasc natural, că e necesar să fac cezariană. Și n-am fost de acord cu ideea. Și am plecat la Constanța, unde un medic... Și-a asumat responsabilitatea să naștem împreună, l-a implicat și pe Dana. Adică, medicul este din Pakistan și ei țin foarte mult la familie, la ideea asta de familie. Și la aceste tradiții seculare. Da.